Orașul Predeal a găzduit în această perioadă primul festival internațional de film, carte și fotografie, destinat promovării culturii și civilizației montane din România, intitulat Open Film Festival. Evenimentul a reunit, timp de trei zile, proiecții de film în aer liber pe un ecran de dimensiuni mari, expoziții de fotografie, precum și un salon de carte montană. În programul festivalului au fost prezentate producții internaționale de film din ultimii ani, care au ca subiect principal muntele și valorile pe care acesta le inspiră. Pasiune, aventură, ecologie, turism, solidaritate, respect, potrivit organizatorilor. Astfel, pârtia de la Clăbucet Sosire din Predeal a devenit un imens cinematograf în aer liber. Inițiativa este parte a Alpin Film Festival, primul festival internațional de film, carte și fotografie, destinat promovării culturii și Civilizației Montane din România. Proiecțiile au fost realizate cu ajutorul celui mai performant echipament videomobil din România, dotat cu un ecran de 120 de metri pătrați și un sistem de sunet de calitate.